Parlamentul Republicii Moldova va fi constituit din 35 de deputați din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, 30 de deputați din partea Partidului Democrat din Moldova, 26 deputați din partea Blocului Electoral Acum, Da și PAS, 7 deputați din partea Partidului Politic Șor și 3 candidați independenți. În total, 101 deputați. Rezultatele alegerilor parlamentare pe circumscripția 38 Hâncești, pe sistemul proporțional, puțin diferă de tabloul pe întreaga Republică. Aici, pe primul loc, s-au situat Partidul Democrat din Moldova cu peste 10.000 de voturi, sau circa 40%. Urmat de Blocul Electoral Acum, Platforma Da și PAS, cu 8.877 de voturi, 35%. Pe locul 3, PSRM cu 4.079 voturi, 16%. Pe locul 4, Partidul Politic Șor, cu 1.015 voturi, sau circa 4%. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, 673 de voturi, doar 2,6%. În rest, partidele de circumscripția Hâncești 38 au acumulat mai puțin de 1%. Potrivit procesului verbal privind alegerea deputatului pe circumscripția uninominală 38 Hâncești, învingător a devenit detașat Alexandru Botnar din partea Partidului Democrat de Moldova cu circa 12.000 de voturi sau 47,38%. Botnar Alexandru de la Partidul Democrat din Moldova, deci a acumulat cele mai multe voturi pe circumscripție în număr de 11.891 de voturi valabile exprimate, sau Blocul Electoral, mai bine zis, Acum, Platforma Da și PAS, cu 8.379 de voturi. Grigore Cobzac, Corduneanu Petru de la Partidul Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, cu 3.676 de voturi. Și Partidul Politic Șor pentru Perțu Victor, 1.139 de voturi. Pe parcursul campaniei electorale, Biroul Electoral de Circumscripție Electorală 38 Hâncești a activat în regim normal, fără incidente deosebite. Potrivit președintelui Consiliului Electoral de Circumscripție 38 Hâncești, Valeriu Iuteș. Deci în acele 43 de birouri electorale, deci a decurs normal activitatea, deoarece noi am efectuat, așa, după programul Comisiei Electorale Centrale, am efectuat toate acțiunile, deci în termen am asigurat biroul electoral cu toate cele necesare. Deci au fost primite de la Comisia Electorală Centrală aceleași calculatoare care au fost repartizate, deci birourilor pentru activitate, aceleași camere video și alte multe obiecte care au fost necesare și de folos în activitatea birourilor electorale. Scrutinul electoral la Hâncești s-a desfășurat în general corect. Au fost depuse până în ziua alegerilor două contestații din partea concurenților electorale, dar au fost respinse pe motiv că nu au fost asigurate cu probe concludente. Instanța de judecată a menținut decizia Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală 38 Hâncești. În prima contestație, înaintată de către candidatul la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Grigore Cobzac, din partea Blocul Electoral Acum, Platforma Da și PAS, folosirea, deci pe marginea motivului de folosire a resurselor administrative în campanie, deci în agitație, iată cum. Deci, examinând această contestație, nu au fost înaintate probele concludente, deci care să aibă legătură cauzală, deci cu fapta. Decizia Consiliului, deci, a fost de a respinge contestația respectivă.
a fost înaintat în instanță de judecată, deci hotărârea Consiliului, instanța de judecată, deci a examinat și a susținut hotărârea, a menținut hotărârea Consiliului Electoral. Respectiv, la 23 februarie 2019, candidatul PDM, Alexandru Botnari, a adresat o contestație către concurentul electoral, blocul electoral acum platforma Da și Pas, Grigore Kobzac, pe motiv că în campania electorală au fost implicați copii minori în repartizarea afisajului electoral. Pentru a nu expune public datele cu caracter personal ale minorilor, contestația a fost respinsă la fel de către Consiliul Electoral de Circumscripție 38 Hâncești și de către instanța de judecată. Potrivit funcționarilor electorali și observatorilor atât locali cât și internaționali, alegerile parlamentare au fost transparente și cetățenii au avut acces la informații suficiente despre candidați. S-au desfășurat dezbateri publice cu toți candidații pe circumscripția numărul 38 Hâncești, dezbateri televizate pe paginile ziarelor și online. Deci, foarte transparent. Dacă anterior la alegeri, da, veneau, să zicem, acei internaționali, veneau, deci observatori internaționali, venea Promolex, venea, deci, alți observatori, așa, mai răruți, dar la compania dată, deci chiar foarte des ne-au vizitat, dar noi am asigurat transparența, le-am oferit răspuns la toate întrebările, chiar și dacă a fost necesară cu documentele respective, să zicem, un proces verbal de o acțiune oarecare. Deci le-am prezentat contestațiile, s-au interesat și de contestații, la fel le-am prezentat. Dar observatorii am avut și de la Institutul Internațional, și de la OSCE, și chiar au venit delegații din, chiar au fost reprezentanți și din India, Pakistan, din toate republicile unionale, au fost 30 ceva de oameni, au fost chiar în ziua alegerilor, deci, și din Tajikistan, Kirghizistan, toate fostele republici unionale, România, chiar Belarus, deci toți, și la toți, deci le-am oferit răspuns la toate întrebările, deci ne-am arătat că suntem dispuși să, după principiul transparenței, să le aducem la cunoștință toate informațiile ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor, fără niciun fel de restricții. Cum va asigura legătura cu cetățenii deputatul ales pe circumscripția uninominală numărul 38 Hâncești, Alexandru Botnar, din partea Partidului Democrat din Moldova, vom vedea, dar să luăm aminte încă o dată de ce a promis în campania electorală la acest capitol a legătorilor. Important azi este aprecierea oamenilor și pentru asta vom face tot posibil că ori în cadrul primăriei municipiului Hâncești, ori în cadrul Consiliului Regional, va fi birou cu asistent care nemijlocit vom lucra foarte mult ceea ce ține de rezolvarea problemelor a cetățenilor și totodată de multe propuneri care astăzi le auzim din toată regiunea Hâncești, care vor fi apoi implementate și realizate aceste propuneri, pentru că cetățenii își doresc foarte multe lucruri, azi, niște localități mai bune, pentru că pe parcursul a 28 de ani, într-adevăr, Republica Moldova a rămas în urmă tot ce ține de apă, canalizare și care primarilor nu le-a fost atât de simplu tuturor de țară ca să realizeze aceste obiective. În pofida eforturilor Comisiei Electorale Centrale, a societății civile, partidelor politice, activismul cetățenilor la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 a fost modest. Aproape 50% au participat în alegeri. La fel a fost și pe circumscripția uninominală 38 Hâncești. Circa 42% au participat la vot din cetățenii cu drept de vot. Cei mai activi au fost cetățenii cuprinși între vârstele 56 și 70 de ani, 35%,
și 41-55 de ani, 24%. Cei mai pasivi s-au dovedit a fi cetățenii cu vârsta de peste 71 de ani, 8%, și tinerii de la 18 la 25 de ani, la fel, cu o participare de doar 8%.